Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, vă salut respectuos și în primul rând îi mulțumesc domnului Cătălin Vasile, felicitându-l de la început pentru un demers care ne-a uimit foarte frumos pe toți. Cine nu dă șanse unui demers creștin, înseamnă că trebuie să-și revizuiască cumva încrederea în cuvântul lui Hristos, care ne spune că dacă l-avem aproape, nu putem să nu traversăm orice dificultate. Domnul Cătălin Vasile și echipa sa au făcut acest lucru. Dincolo de această abruptă paranteză, țin să vă salut respectuos pe toți cei prezenți și să-mi exprim onoarea deosebită pe care o am, aceea de a fi responsabilizat cu transmiterea unui cuvânt de salut, de încurajare și de felicitare din partea Părintelui Patriarh Daniel, care mi-a făcut onoarea să mă delege cu prilejul acestui eveniment. Cred că aș fi venit oricum, dar cu această delegare, evident că mă simt cu atât mai onorat. Ce ar fi de spus la începutul unui drum, al unei noi etape, de fapt, a unui drum pe care ProDocens Media a mers în ultimii ani, în așa fel încât în siajul ei au apărut figuri foarte respectabile din punct de vedere profesional, în zona jurnalismului. Sigur, există Trinitas TV, există Radio Trinitas, există multe radiouri creștine în România, catolice, evanghelice. M-am bucurat foarte mult să spun, relativ recent, în perioada în care toți ne-am implicat foarte adânc sufletește în promovarea unui referendum care avea ca scop atât de limpede o temă la care ținem foarte mult cu toții. Și am spus atunci că în momentele de răscruce ale unei societăți, cum este cea românească mai ales, mesajul creștin trebuie să fie în mod cert transconfesional și ProDocens e o mărturie în acest sens de profesionalism în transmiterea unui mesaj creștin, de promovarea unor valori care trebuie cultivate nu la periferia societății, ci chiar în centrul societății, întrucât suntem și trebuie să rămânem spre binele nostru o societate creștină. În acest context, deci, un demers ca cel al echipei de la ProDocens este unul care merită o reverență, merită tot respectul nostru și colegial le transmit celor din această echipă felicitări, un cuvânt realmente sincer de încurajare și, bineînțeles, le transmit întreaga mea disponibilitate atunci când va fi nevoie de participarea la anumite dezbateri. Apariția unui pol nou în peisajul mediatic românesc, un pol de dezbatere, un pol de informare, deci și de formare frumoasă, nu de deformare, întrucât, sigur, în epoca fake news-ului, informațiile nu formează neapărat. Într-un acest context, ceea ce fac și vor încerca să facă cei de la ProDocens nu poate fi decât sanificator. Este un act de mărturisire publică, repet, a unor valori care trebuie să compună un mod de viață personal cu iradiere în spațiul public. Ca să înțelegem mai bine, cred, importanța unui demers ca cel despre care vorbim, ar trebui să reflectăm la trăsăturile nu foarte fericite ale peisajului mediatic românesc. Asistăm, după părerea mea și a celor cu care am onoarea să mă întâlnesc uneori în anumite emisiuni, la pauperizarea unei culturi de expresie creștin-conservatoare. Și cred că ProDocens Media poate să facă mult și în această privință, să promoveze înaltul, elevatul, rafinatul conservatorism, foarte prost înțeles astăzi în spațiul nostru mediatic, întrucât, după cum știți, vocația conservatoare, mesajul conservator este calificat foarte grăbit și bizar ca iliberalism. Se aude des acest cuvânt, un cuvânt care de fapt e un cuvânt critic la adresa fidelității față de niște termeni tari ai culturii conservatoare și deci creștine. E vorba de credință, e vorba de familie, e vorba de națiune, se vorbește de epoca post-națiunilor, așa cum se vorbește de epoca post-adevăr, cu multă ușurință. Cred că în calitate de creștin trebuie să fim atenți în limpezirea, prin discursul nostru, a unor termeni care nu trebuie uitați. Și
în a readuce aminte repere formatoare din trecutul nostru recent sau mai îndepărtat. E vorba de sfinți, e vorba de eroi, e vorba de figuri ale fidelității față de Hristos, față de Dumnezeu. Cred că pe terenul acesta al fidelității față de Hristos ne întâlnim toți creștini din România și toți avem, evident, datoria nesfârșită de a mărturisi valorile în care credem cu toții, nu doar în spațiul privat, nu doar în spațiul liturgic, nu doar în spațiul bisericii sau al caselor de rugăciune, ci și în spațiul public. E o onoare să-L mărturisești pe Hristos, ori această onoare este ilustrată, iată, în cazul nostru, de oamenii de la Protocens. Îi felicit din toată inima și le doresc ajutorul lui Dumnezeu în actul acesta de mărturisire publică.